protestul spontan al ceferiștilor i-a luat prin surprindere pe călători care și-au văzut planurile date peste cap. În gara de nord din București, trenurile au avut întârzieri între 3 și 7 ore. Ne afectează foarte mult că venim de la spital. Copilul e operat și noi venim de la spital. Și stăm de la ora 10 aici. Nu mi se pare corect pentru noi călătorii care am plătit, am luat online bilete și să înghețăm de atâtea ore aici. Nici la Craiova și Ploiești, trenurile nu au mai plecat din stații. Călătorii au rămas în vagoane fără să știe ce se întâmplă. În toată țara, la amiază, peste 260 de trenuri erau blocate în gări. Ce am greșit noi? Noi avem de suferit și nici măcar nu ne informează cineva. Mulți pasageri au rămas blocați în trenuri pe traseu. Mai mulți elevi din Constanța au reclamat pe o rețea de socializare că au rămas fără alimente după ce trenul în care se aflau a stat mai bine de 3 ore în stația Sărulești. După cum puteți observa, ninge aici, noi, nouă ne este frig, apă mai avem doar o sticlă de 0,5 jumătate de litru la 7 persoane. Este foarte frig inclusiv în vagon, nu doar afară. Primii care au oprit lucrul au fost angajații de la atelierele CFR care se ocupă cu mentenanța locomotivelor. Au urmat colegilor de la întreținerea infrastructurii, mulți plătiți cu salariul minim pe economie. Ceferiștii sunt nemulțumiți că guvernul amână pentru a doua oară legea privind statutul personalului feroviar, în baza căreia ar fi obținut creșteri de venituri în medie cu 35%, după calculele liderilor sindicali, dar și condiții mai bune de lucru. Avem o salopietă de un an de zile, așa stăm. Pur și simplu dictatorial s-a făcut o amânare a legii și probabil că această amânare va persista, nimeni nu spune nimic, nimeni nu ne informează. Toți șeferiștii sunt nemulțumiți de faptul că în 12 luni s-a amânat de două ori aplicarea legii privind statutul personalului feroviar. Salariile la Calea Ferată nu mai sunt atractive, nu mai sunt foarte mulți doritori să vină spre Calea Ferată, fapt care a dus la o lipsă de personal, inclusiv la mecanici de locomotivă, la reparator de locomotivă, la toate funcțiile. Sindicaliștii și reprezentanții Ministerului Transporturilor au avut mai multe runde de negocieri. Sunt dispus, cu pixul în mână, cu bugetele în mână, la fiecare din aceste companii, să găsim soluții care să fie sustenabile economic. În momentul în care vom găsi aceste soluții, n-am nici cea mai mică ezitare să fiu de acord cu măriri de salarii la ceferiști. Părțile au convenit ca pentru perioada imediat următoare să se agreeze ca și soluție creșterea salariilor tarifare cu indicele de creștere a prețurilor de consum pentru anul 2022 în condițiile aprobării cadrului legal și financiar. Reprezentanții guvernului caută soluții pentru a majora veniturile angajaților CFR. De exemplu, plafonarea prețului energiei pentru companiile feroviare și acordarea unor sume în plus din economiile obținute.